Dumneavoastră ați fost vreodată înșelată de soț? Soțul meu mergea mai des acasă. Dar eu nu mi-am dat seama de ce merge el mai des acasă. Și uite, așa s-a întâmplat. Soțul meu m-a înșelat cu două menajere care le aveam. Vă spun povestea așa cum o spun în familie. Și acum mai plâng. Adică sufletul dumneavoastră nu s-a vindecat. Nu s-a vindecat și cred că nu o să se vindece niciodată. Acum Dumnezeu să-i țină împreună și dacă nu o să-i țină, eu o să fiu foarte, foarte alături de Andreea și o să o susțin în părerile ei și în ceea ce vrea ea să facă. Adică nu sunt contra în, dacă ea ar vrea să divorțeze, deci normal, divorțez, nu e niciun fel de problemă. Deci nu ca mine, la 50 și ceva de ani. Divorțează acum cât ești mai tânără ca să poți să-ți fie bine ție mai târziu. Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. În ediția de astăzi am invitat o doamnă specială. Fiica ei este celebră, frumoasă și întotdeauna când apare pe micul ecran are ultimul cuvânt de spus. Mama ei, în schimb, a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Are o poveste de viață interesantă, însă nu a vrut să o arate lumii. A considerat că totul trebuie să rămână acolo, pentru ea. În ediția de astăzi însă, eu sper ca într-o discuție așa între fete, doamna Tonciu să se deschidă în fața mea și în fața dumneavoastră. Maria Tonciu alături de mine astăzi, sau mama Tonciu, așa cum o cunoaște toată lumea. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc de frumos de invitație. Cu greu am acceptat, dar într-un final am venit. Așa este și eu vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea. Îmi pare bine că am venit și sper să fie ok. Să discutăm lucruri frumoase despre viața mea, despre Andreea, despre Lorena. Parcă Andreea este o carte deschisă pentru toți oamenii care se uită la televizor. Dumneavoastră sunteți una închisă, dar sunteți de o finețe aparte. V-am cunoscut puțin în anii anteriori, atunci când Andreea venea prin televiziune și încercați să o țineți de mână și să o susțineți. Exact. În toate proiectele pe care ea le-a făcut sau în toate lucrurile în care era implicată. De aceea spuneam încă de la început că aș dori să vă cunosc pe dumneavoastră. Dacă Andreea este așa, o fire foarte puternică, pune mereu piciorul în prag. Dumneavoastră, cum sunteți? Sau cum erați la vârsta la care Andreea a intrat în lumea televiziunii în jur de 20 de ani? În jur de 20 de ani eram o fată foarte timidă, zic eu, pentru că am crescut la țară. Venind aici în București, mi s-a părut totul foarte altfel față de cum am crescut eu 18 ani la mine la țară. Vă copleșea Bucureștiul? Da, mă copleșau oamenii, mă copleșau toate instituțiile astea. Am fost nevoită când eram tânără să merg la foarte multe instituții mari de stat, în tot felul de audiențe, pentru a obține, de exemplu, soțul meu a făcut armata la dat la Galați și eu am vrut să fie mai aproape de București ca să pot să merg mai des la el. Și atunci a trebuit să merg la tot felul de ministere și tot felul de generali în audiență și să încerc și am obținut transferul lui. Spuneați că ați crescut la țară, ați crescut cu acele rigori. Exact. Din provincie, când o fată trebuia să fie altfel, să îi asculte foarte mult pe părinți, să nu le iasă din cuvânt, să nu se îmbrace cu o fustă scurtă, să nu vorbească lumea la poartă. Așa era și în cazul dumneavoastră? Sinceră să fiu, nici nu am avut prea mult timp să pot să mă îmbrac cu fuste scurte, că deja eu când am ajuns de fustă scurtă m-am și căsătorit. Și după aceea nici atunci n-aveam timp, pentru că eram cu copilul și când a făcut Andreea 3-4 ani deja, atunci eram mai domnișorică și începusem să trăiesc și eu adolescența care trebuia să o trăiesc când eram gravidă cu Andreea.
Atunci ați devenit mai cochetă, exact, mai îndrăzneață. Exact, mai îndrăzneață, da. Spuneați că v-ați căsătorit repede. Pe la ce vârstă? Deja la 18 ani și jumătate s-a născut Andreea. Deci cam pe la 17 ani. V-ați îndrăgostit repede? Foarte de soțul repede ne-am îndrăgostit unul de altul. V-ați căsătorit cu fast sau ați făcut de o nuntă mai micuță? Nu, ne-am căsătorit cu fast. Soacra mea, decât pe soțul meu, l-avea singurul băiat și a făcut o nuntă așa foarte frumoasă, foarte mare, foarte frumos a fost la nuntă la noi. Foarte frumos. Am avut o rochie superbă. Era pe timpul lui Ceaușescu și nu se găseau rochii. Erau rochii foarte simple, foarte... Așa, și am găsit pe cineva, o doamnă care aducea din America niște rochii de mireasă și le vindeau, de fapt nu le vindeau, le închiriau. Foarte frumos am avut o roche superbă și mi-a plăcut foarte mult. Erați însărcinată sau o născuseți nu, pe Andreea? Născusem, deja Andreea avea 2 ani când am făcut noi nunta, 2 ani și jumătate așa, pentru că am stat, eram gravidă, nu vreau să fac nuntă așa cu burtică, oricum nici nu aveai când. Eu m-am mutat în februarie la soțul meu și în mai s-a născut Andreea. Iar în vara respectivă era prea mică, am zis să mai treacă un pic timpul, să ne cunoaștem și mai bine noi între noi, să vedem dacă merge relația, nu merge. Aveați niște rețineri? Nu, n-aveam, dar așa a fost să fie, n-a fost timp pentru așa ceva, pot să spun. Timp. Nu ne-am gândit. El a și plecat în armată, spune. Exact, a plecat și în armată. După ce a terminat armata, am făcut nunta, da. Ați așteptat să se așeze lucrurile, să fie... Exact, da. Dumneavoastră aveți frați? Eu nu mai am frați, din păcate. Am avut 2 frați și mi-au murit de curând. Unul după altul. Au murit așa, fratele cel mare, mai mare cu 9 ani ca mine. Știam că este bolnav și ne așteptam că o să moară. Iar fratele cel mic, mai mic ca mine, cu 1 an, ne-a luat așa printr-o surprindere. În 3 luni a făcut un cancer și în 3 luni a murit. A fost șocul vieții, nici acum nu pot să cred că mi s-a întâmplat lucrul ăsta, să moară la 1 an diferența amândoi frați. Nu mai am pe nimeni. Exact asta vorbesc și cu prietenele mele. Am rămas singur pe lume, nu avem pe absolut nimeni din rude sau din, că toți sunt bătrâni, au murit, mai am câțiva verișori, deci nu suntem decât noi și fetele, atât. Nu avem pe absolut nimeni. Soacra dumneavoastră, povesteați de multe ori că a fost ca o mamă pentru dumneavoastră, v-a primit în casă, ați stat alături de ea, bănesc că v-a și ajutat foarte mult cu Andreea, fiind o mamă foarte tânără dumneavoastră la vremea respectivă. Exact. Gândiți-vă că eu cu mama mea am stat doar 17 ani și jumătate, pe când cu soacra mea am stat 30 de ani alături. Deci chiar pot să spun că a fost mult mai mult decât o mamă. Și o soacră minunată am avut, o soacră foarte bună. V-a primit în casa ei cu brațele deschise. Cât de mult v-a ajutat? Cât de mult v-a ajutat cu Andreea? Foarte mult. Deci eu eram micuță, vă dați seama, nu știam nimic ce înseamnă un copil, ce... Nu aveam... Dumneavoastră erați un copil. Exact, eu în sine eram un copil. Și soacra mea a stat alături de mine tot timpul. Deci cum plângea un pic Andreea, soacra mea era ce s-a întâmplat, de ce plânge, ia să o iau să vedem cum este, de ce este. Deci tot timpul eram una lângă cealaltă, tot timpul lângă Andreea am fost. A fost norocoasă din punctul ăsta de vedere. Bunicii sunt foarte importanți în viața unui copil mic. Și dumneavoastră și Andreea, și soțul, bineînțeles, pentru că ați fost o familie mare și unită. Ați început să și lucrați în acea perioadă? Da, când avea Andreea 2 ani și jumătate, deja am dus-o la grădiniță.
aveam o grădiniță, grădinița farmaceutică, pentru că fiecare întreprindere pe timpul lui Ceaușescu avea câte o grădiniță care duceai copii acolo. Și prin mari intervenții am dus-o pe Andreea la grădinița aceasta și primul meu serviciu a fost de educatoare. Serios? Da. Deci acolo era directoarea grădiniței, o doamnă foarte drăguță, care mă plăcea pe mine foarte mult și știind că n-am servici, mi-a oferit această oportunitate de a merge și de a mă înscrie la niște cursuri și am făcut niște cursuri și am devenit educatoare. Prima dată suplinitor, prima dată 2-3 ani. Așa, da, cum? Și după aceea am luat post. Vă amintiți cu mare plăcere de acea perioadă? Da, a fost o perioadă foarte frumoasă a vieții mele în domeniul ăsta. Deci am lucrat cu atâta pasiune și cu atâta plăcere, am făcut lucrul ăsta. De tot timpul mi-aduc cu drag aminte de lucrurile acestea. Erau și persoane publice care aveau copii la grădiniță? Da, da, da. Deci am fost educatoare la grădinița numărul 8, era pe Calea Moșilor, educatoarea fetiței lui Gheorghe Gheorghiu și a fetiței doamnei Loredana Groza, Elena. Uitați ce surprize ne oferiți dumneavoastră, ați ne dezvăluiți astăzi. Da, da, da. Erau cuminți ca și copii? Foarte cuminți și foarte frumoase fetițele. Superbe și mă iubeau enorm. V-ați mai întâlnit cu ele de-a lungul timpului? Întâmplător? Recent m-am întâlnit anul trecut cu Elena în aeroport în Dubai. Era mare, bineînțeles, că nu mai mă cunoștea și m-am dus la ea eu, cunoscând-o datorită mamei și mi-am dat seama că este Elena. Și m-am dus la ea și am stat de vorbă și a fost așa de încântată că m-a văzut și am socializat, am vorbit, ne-am bucurat una de cealaltă. Foarte frumos! Andreea era și ea mică. A fost la aceeași grădiniță la care ați fost dumneavoastră? Andreea a fost vreo 2 ani la grădinița aceasta care v-am spus, a farmaciilor. După aceea, când eu mi-am terminat cursurile și mi-au dat post, am luat-o la mine la grădiniță, dar nu la grupa mea, bineînțeles. Era la altă colegă și ne vedeam doar în pauze sau nu ne vedeam chiar deloc. Deci nu evitam, cu toate că Andreea deja era mărișoară, nu mă înțelegea. Nu plângea după dumneavoastră? Nu, pentru că mă știa că sunt acolo și nu, n-a plâns. N-a plâns nici în primele zile de grădiniță, așa nu a plâns. A fost foarte ok, i-au plăcut copiii și s-a încadrat foarte bine în... Ea cum era ca și copil? Tot la fel? Puternică? Să iasă așa în evidență sau era total diferită pe atunci? Nu, tot la fel era. Tot la fel, cu personalitate? Da, bineînțeles, ea era în jocurile ei, ea era liderul, ea trebuia să facă tot, ea trebuia să spună tu faci aia, tu faci aia, tu te joci cu aia, nu eu să-ți aduc aia, deci ea era... care conducea tot. Dar ea spunea că dumneavoastră erați un pic mai dură așa, în perioada copilăriei, a adolescenței cu ea. Da. Nu păreți, să știți. Da, nu par, dar când trebuie să acționezi atunci când simți că totul o ia razna și trebuie să-i aduci pe calea cea bună. Am avut câteva momente în viață când a trebuit așa să fiu mai dură cu Andreea, dar... Ce însemna duritatea la dumneavoastră? Pedepse foarte mari, deci mari, nu știu, acum mi se par și mie mari. De exemplu, am pedepsit-o odată în liceu sau în generală, nu știu ce a făcut și pentru că nu a făcut ce i-am zis eu, n-a făcut ceva, nu am mai lăsat-o să se îmbrace într-un anume fel cum vroia și am îmbrăcat-o mai așa, mai comun ca toți ceilalți. Adică și a suferit foarte mult pentru chestia asta.
Era o pedeapsă mai gravă decât Orice. Decât orice, da. Faptul că nu o lăsai să îmbrace cum vrea ea. În asta consta până la urmă duritatea dumneavoastră? Sunt pedepse. Pedepse. Bine că, bine. Nu, și când o certai, deci am avut în liceu, de exemplu, am mai spus-o de mai multe ori, mi-a lipsit de la liceu, eu m-a chemat mătușa, ei m-a chemat să rezolvăm ceva, nu știu ce aveam de făcut la liceu, să semnești ceva, era cu bacul, nu mai mi-aduc aminte cu ce. Și ea nu era la școală. Eu am rămas șocată când m-am dus acolo și n-am găsit-o la școală și atunci a fost o ceartă de asta foarte puternică, cu toate că ea era mare. M-a mințit în ziua aia că unde ai fost, la școală, eu fusesem la școală, nu era... Și de atunci chiar și-a luat o mamă de bătaie, de-o ține minte și acum. Și acum o povestește. Da. Spune cât de greu i-a fost în acele momente. Probabil ea a văzut totul mai ușor, ca pe o greșeală de adolescentă. Sau n-a văzut-o exact. Nici ca pe o greșeală. Doar așa erau vremurile, așa gândeam și noi la vârsta aceea. Ea doar fusese într-un bar cu niște prietene și atât. Păi ce da. Dacă a lipsit de la da. Școală? Învăța bine la școală? Învăța foarte bine. Deci chiar, cum spune Andreea că nu învăța, eu nu am avut probleme cu ea cu învățatul și făcea temele singură. Tot timpul a avut un ajutor din partea unui profesor și făcea meditații. Deci nu am contribuit cu absolut nimic așa la... Teama de a nu învăța sau... Nu era un copil de 10, dar 7, 8, 9, era tot timpul. Era foarte ok, era un copil de mijloc. Era ok. Era, din punctul ăsta de vedere, n-ați avut probleme cu ea. Nu, n-am niciun fel de probleme. De ce ați renunțat să mai fiți educatoare? Păi, să spunem, din cauza banilor. Salariile erau mai mici și m-au convins familia... Să îmi schimb domeniu, total altceva făcând. M-am dus și m-am angajat la un magazin cu produse petroliere și după aceea am stat câțiva ani acolo, după aceea am trecut la stațiile Competrol, era pe vremea aceea, acum Petrom, cum se numește, vânzătoare și gestionar la o stație de benzină și asta a fost... financiar, acolo erau și salarii foarte... Și florăria, după ce s-a privatizat Petromul, era soacra mea care se ocupa și oamenii care îi avea în jur atunci, începuse să îmbătrânească, nu mai putea să facă față, avea nevoie de noi și a trebuit să o susțin și să renunț la serviciul care l-am avut și am venit la florărie. Ați câștigat mulți bani la florărie? Foarte mulți bani. Foarte mulți bani s-a făcut din florărie, mai ales pe timpul lui Ceaușescu. Sau mai ales când... meritat până la urmă să plecați dintr-o zonă în care vă plăcea dumneavoastră foarte mult. Exact. Să vă duceți undeva unde era bine din partea asta financiară. Da, dar beneficiam de partea asta financiară de când m-am căsătorit cu soțul meu, pentru că financiar eram foarte bine. Dar ne susținea îndeaproape, soacra mea era alături de noi și orice ne trebuia ne ajuta. Numai că noi vroiam să avem banul nostru și de-aia tot m-am schimbat eu așa de la un serviciu la altul. Iar când a fost nevoie de mine în firmă, atunci ne-a lăsat libertatea și accesul total la banii firmei. Soțul lucra mai de mult la florărie sau a făcut altceva ca și dumneavoastră? Și el a făcut altceva până să vină în firma asta. Toate lucrurile la timpul lor. Exact. Ați mai aveți o fată pe care ați făcut-o după 14 ani de la nașterea Andrei. De ce atât de târziu? Sau de ce v-ați hotărât atunci să o aduceți pe lume și pe Lorena? În primii ani nu am mai vrut. Mi s-a părut foarte greu cu un copil. Nu știu, mi s-a părut mie greu. Eram mică
Și n-am vrut câțiva ani, 5-6 ani, nici nu vroiam să aud de un copil. După aceea am zis să ne luăm noi casa noastră, ne-a luat soacra, să ne mutăm, să vedem cum este, să fim singuri și după aceea să facem un copil. Iar când ne-am dorit noi un copil, noi nu mai puteam să fac copii, că nu se mai putea face, pentru că de la atâtea avorturi, după timpul lui Ceaușescu, nu mai puteam să țin sarcini. Câte avorturi ați avut? Am avut ceva avorturi. Am avut 5-6 avorturi. Am avut. Da, și pe urmă era mai greu de ținut o sarcină. Era mai greu, din cauza asta mi-a fost mie foarte greu, cel puțin mie. Nu mai puteam să țin sarcinile. Și pe Lorena am făcut-o cu mare greutate, după ce ne-am hotărât noi să mai avem al doilea copil. Am avut piedica asta, am pierdut o altă sarcină înaintea Lorenei, care era tot fetiță. Și ce s-a întâmplat? La câte luni ați pierdut? Am pierdut-o la 6 luni. Nu mai puteam să țin sarcină. Am suferit foarte mult atunci. Mi s-a părut exact ca și când ai pierde un copil care deja l-aveai de mult timp, pentru că ne doream foarte mult să avem din nou un copil și din păcate nu s-a mai putut. Iar când am mai rămas, imediat am rămas gravidă, deci foarte repede rămâneam gravidă. Nu știu ce se întâmpla. Și cu toate că am rămas gravidă după Andreea, de la 2 ani, și am avut o extrauterină, mi s-a scos o trompă, iar după aceea rămâneam de 2-3 ori pe an gravidă. Tot timpul eram... Da. Nu v-a fost teamă că nici pe Lorena nu puteați ține? Ba da, mi-a fost teamă și atunci am decurs la tot felul de tratamente și am fost la medici care mi-au cerut părerea, am cerut părerea și toți mi-au spus același lucru. Dacă vrei să ai un copil, trebuie să stai numai la pat și să ai grijă să nu ridici absolut nimic, nu te dai jos din pat. Deci eram 9 luni, eu am stat numai la pat și în spital pe perfuzii. Deci tot timpul stăteam 2 săptămâni acasă, 2 săptămâni în spital, 2 săptămâni acasă și tot la fel până s-a născut Lorena. Andreea era totuși mare, avea 14 ani. Simțea durerea dumneavoastră, tot ce se petrecea cu dumneavoastră atunci, v-a susținut în sarcină, v-a ținut de mână, venea la spital? Da, venea la spital, era alături așa de mine, dar nu își dădea seama de ce se întâmplă, pentru că era așa mică, la 14 ani nu-ți dai seama că... Dar v-a ajutat să o creșteți pe Lorena? Da, foarte mult, foarte mult. Deci Andreea, exact cum Lorena, acum putem spune că aproape că i-a crescut fetița. Copilul, el lui Andreea, așa Andreea a crescut-o pe ea. Deci tot timpul era pentru că noi lucram, munceam și tot timpul ea era cu Lorena. De aceea de multe ori în povestea că este foarte atașată de sora ei, sora ei care seamănă mai mult cu dumneavoastră, nici ei nu-i place să fie în lumina reflectoarelor. Da, exact. No, Lorena nu. În schimb, Andreea, da. Și a apărut așa dintr-o dată în lumina reflectoarelor. Cât de dificil v-a fost dumneavoastră să gestionați toată celebritatea Andreei, care a venit așa ca un tăvălug, da, la o vârstă mică pentru Andreea. La început am fost foarte speriați de aparițiile ei, nu ni se păreau normale, nu ni se părea ok să ducă la televizor cu tot felul de ce făcea ea, numai prostii, consideram noi părinții că face. Dar în timp ne-am obișnuit, ea a zis că îi place și că e ok și că să avem încredere în ea, că ea îi place ceea ce face și că e ok. Adică și-a susținut punctul de vedere. Da. A trecut peste dumneavoastră, peste soțul, peste întreaga familie, doar ca să fie acolo. Exact. Pe sticlă, exact. Cum mai povestim noi aici. De multe ori mi-aduc aminte, îmi spunea că iese cu fetele și că vine mai târziu,
De-aia s-a ducea la emisiuni. Și după aceea m-a anunțat, vezi că în data de o să fie, dar eu te-am anunțat ca să nu te superi pe mine. V-a anunțat despre toate aparițiile ei, că a mai apărut și cu alte persoane. La un moment dat a avut o relație foarte mediatizată, acea cu fotbalistul Nicolae Mita. Da. Plină de lucruri și frumoase, dar și zbuciumate. S-a vorbit și despre bătăi, s-a vorbit și despre înșelată și despre faptul că dumneavoastră nu prea agreați această legătură. Chiar Nicolae Mita declara într-un interviu că de aceea s-a despărțit de Andreea, că nu erați dumneavoastră de acord. Nu știu dacă din cauza aceasta, că totuși a stat 7 ani cu el și probabil că Andreea n-a ținut cont de ce îi spuneam eu, cred că zi de zi, că nu sunt de acord cu relația asta, într-adevăr, dar Andreea n-a ținut cont de ce îi spuneam eu. Deci ea când s-a despărțit de el, s-a despărțit așa dintr-o nebunie, dar Andrei, fără nicio discuție, fără nimic, a venit acasă, deci chiar ne-am mirat, măi, dar v-ați certat, s-a întâmplat ceva? Zice, nu, dar n-are rost să mai stau acolo, pentru că nu mă văd, nu e viața mea alături de acest băiat. Adică era atât de multă iubire, a fost și ură, au fost de toate, și dintr-o dată Andreea s-a hotărât să nu mai fie cu Nichi. Da, exact, da. Da, ea a analizat probabil toate lucrurile care se întâmplau în relația ei și a luat cea mai bună decizie pentru ea. Vă era greu să vedeți la televizor actele de violență? Foarte greu ne-a fost. Și mie și soțului meu, când vedeam lucrurile astea, nu venea să crede. Din ce în ce mă rugam de a să vină mai repede acasă și să nu mai stea acolo, pentru că nu vedeam să stea cu acel băiat. Deci niciodată n-am fost de acord cu lucrurile astea și niciodată nu voi fi de acord cu lucrurile astea, chiar și acum în căsnicie asta a Andrei. Deci eu niciodată nu o să fiu de acord ca cineva să îmi jignească copilul sau să o înșele. Nu știu, nu sunt de acord cu lucrurile astea. Da, el o mai înșelase, Mita o mai înșelase și exact. Se aflau toate lucrurile acestea pentru că ei erau extrem de expuși și toată lumea știa viața lor. Exact. Și cred că acasă venea și îi spuneați, Andreea, mai gândește-te un pic, poate meriți mai mult. Da, tot timpul i-am spus lucrul ăsta, să nu văd să stea acolo. Nu-i vedeam rostul. Nu. N-a fost pentru ei și nu. Bine că nu mai sunt. Până la urmă, și dorința dumneavoastră și dorința ei a fost de a se despărți. Nu văzuse în familie la dumneavoastră certurile acestea și reacțiile pe care le avea un bărbat cum era Nichi în acea perioadă. Dumneavoastră ați fost vreodată înșelată de soț? Da, după cum știți, am depistat, acum la bătrânețe, că am fost și eu înșelat. De-aia nu mai sunt de acord. Și cu nimic. Și am un război total, le-am declarat ginerilor. Le-am spus, zic, dacă cumva îndrăzniți, cel puțin cel care este acum, să-mi înșelați fata, să-mi înșel fata, deci fac tot posibilul din lume să o iau de acolo. Nu accept lucrul ăsta. Dar ce s-a întâmplat în cazul dumneavoastră? Sau au mai fost materiale? Andreea a venit și a vorbit chiar de ziua ei, mi-aduc aminte, în urmă cu 2 ani, foarte supărată. Însă eu vreau să aflu povestea din gura dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră ați fost cea care a suferit cel mai mult. Da. Nu știu, vedeți, cred că orice femeie cred că trece într-o anumită perioadă a vieții prin momentele de genul ăsta. Cred eu că 90%, hai să nu zicem toate femeile, că poate sunt bărbați cu capul pe umăr care nu fac lucrurile astea și probabil că l-a luat valul, l-o fi luat și mai înainte, dar eu nu am știut absolut nimic, n-am simțit, nu știu nimic, nu știu decât de lucrul ăsta, atât. Și pentru mine a fost un șoc,
Deci, efectiv... Ea era o femeie care lucra ca menajeră la dumneavoastră acasă, la Andreea acasă. Da. Tânără, mai mică decât Andreea cu 2 ani. Exact, da. Și soțul meu mergea mai des acasă. Dar eu nu mi-am dat seama de ce merge el mai des acasă. Și uite, așa s-a întâmplat. S-a întâmplat să... Dar știți cum e cu minciuna, care are picioare scurte. La un moment dat totul se află. Exact. În viață de-aia trebuie să țină cont bărbații și chiar și femeile că îți merge de foarte multe ori. Deci chiar și soțul meu îmi spunea că măi, nu pot să spun eu ce am făcut în viața mea, dar vezi, Dumnezeu îți dă o palmă încât te trezește la realitate și odată și odată tot vei fi prins, indiferent de cât crezi tu că ești atât de ascuns și totul acoperi și îți merge bine, totul ești macho man și te duci cu fel și fel de femei sau cu fel și fel de bărbați. Până la urmă tot te prinde și... Cât s-a ascuns de dumneavoastră soțul? Cât timp? N-a avut timp prea mult. Cred că 3-4 luni atât a 3-4 fost. Luni a venit mai devreme acasă. A venit mai devreme acasă, da. Și cum v-ați dat seama că sunteți trădată? Uite, o să fie pentru prima oară la dumneavoastră, pentru că, de fapt, soțul meu m-a înșelat cu 2 menajere care le aveam. Vă spun povestea așa cum o spun în familie, pentru că am venit cu mare drag la dumneavoastră. Și vă mulțumesc. Și vreau să vă spun dumneavoastră, de fapt, realitatea care a fost. Soțul meu, acum 2 ani, am depistat, aveam niște bani într-un cont și am depistat că lipsesc niște bani. Ca să vă spun de ce... Până la urmă Dumnezeu îți dă o palmă și te readuce cu picioarele pe pământ și stai toate aventurile și toate greșelile vieții, ți le aduce la suprafață și îți zice gata, ai greșit foarte mult și nu trebuie să mai greșești. Am depistat lipsa banilor. Unde sunt banii? De ce ai umblat? De ce? I-am dat la un prieten, că nu știu ce. M-am supărat, eram foarte supărată. Zic, măi, dar cum să-i dai atâția bani? Băi, știi că a trebuit să-i dau, în fine. Am trecut peste, deci asta era într-o miercuri. Joi l-am văzut Lorena, l-a văzut pe soțul meu cu prima mea fată care am avut-o la curățenie, o doamnă, Carmen, care și ea era mai mică ca mine cu vreo 5 ani, care... Asta din bun simț, a zis, Doamne, eu nu mai pot să vin la dumneavoastră pentru că mi-am găsit în altă parte un serviciu care mi este mai bine să lucrez așa. Zic, ok, nicio problemă, bine că ne-ai anunțat. Și Lorena l-a văzut pe soțul meu cu această doamnă Carmen în mașina noastră, o ducea acasă. Lorena când a văzut, s-a șocat, a sunat-o pe Andreea, a văzut și lucrul ăsta că... Tată, ce faci, ce nu știu ce, taică-su să pierduse, să... în fine. Asta s-a întâmplat joi. Și duminică l-am depistat și eu cu această Elena, care o aveam la curățenie, a doua. Deci în același timp era. În același timp, în acel diferență de câteva zile. Am era sunat-o cu două persoane, cu două femei diferite, exact, cu ambele menajere. Da, el avea o relație foarte așa cu două doamne, două femei, doamne, două femei, concomitent. Și sunând-o pe Andreea, că am depisat că vorbea cu ea la telefon, Andreea era atât de nelămurită, zice, măi mamă, cred că greșești nu cu Elena, zice, cred că cu Carmen. Zic, numai cu Carmen, cu Elena vorbea. Pentru că ele nu mi-au spus mie, au hotărât să nu-mi spună că știa că am problemele cu banii, eram supărată și zice, măi, nu îi mai spunem lui mama că n-are rost să-i spunem. Și a fost foarte derutată Andreea de lucrul ăsta și șocată. Zice, nu pot să cred cum tata și cu una și cu alta. Da? A fost. Și ce v-a spus? A trebuit să-l luați la o discuție. Ce se întâmplă? Am discutat. Ne-am strâns toate femeile pe lângă el și am spus, măi băiatule, ce e în capul tău? Și el a zis, nu știu, cred că am înnebunit.
cred că am înnebunit. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Zice, este greșeala vieții mele, dar probabil că nu mai fac. Știu că ați fost tentată să băgați și actele de divorț. Da. De fapt, să vă separați, să vă duceți pe drumul dumneavoastră singură. De ce ați renunțat? Din cauza fetelor. A zis că, mamă, gândește-te că aveți o vârstă, aveți niște ani împreună, aveți o situație împreună. Ce rost are să strici așa totul dintr-o prostie? Gândește-te că sunt sute de femei care sunt înșelate și uite-te la tata că deja s-a schimbat, nu o să mai facă, ne-am promis, nu, o să fie totul ok. N-are rost să te complici cu un divorț care nu te ajută cu nimic. Ele v-au încurajat, dar dumneavoastră cât ați plâns singură? A, foarte mult. Și acum mai plâng. Adică sufletul dumneavoastră nu s-a vindecat? Nu s-a vindecat și cred că nu o să se vindece niciodată. Mai aveți încredere în soțul dumneavoastră? Nu. E greu. Trebuie să treacă mai mult timp. Da. Să se cicatrizeze rana. Da, pentru că, vedeți, când știi că ai o familie așa de frumoasă, pot să spun, și o viață atât de liniștită am avut și o viață atât de frumoasă alături de el, care nu am simțit nimic în viața mea, în toată tinerețea, nu știu, am fost foarte ok unul cu altul. Și acum, la îmbătrânețe, e foarte șocant pentru mine, pentru vârsta noastră care o avem. Adică, pe lângă durere, este șocul mare. Șocul, da, eu asta sunt, șocul și mai ales regretul meu cel mai mare este că eu nu mi-am dat seama de lucrurile astea. V-ați fi dorit să nu vă dați seama? Să fie doar o greșeală trecătoare și pe care să nu o cunoașteți? Da, că bănuiesc că cred că au fost mai multe greșeli în viață care eu nu mi-am dat seama și mie mi-a fost foarte bine. Și tot timpul am spus și la prieteni, eu nu am niciun caz în viața mea, eu sunt atât de zen, toată viața nu simt așa nicio durere, n-aveam nicio problemă în viață, cu familia, cu părinții, cu frații, adică eram foarte ok, noi nu aveam certuri, n-am avut probleme, deci am trăit o viață fără probleme, o viață frumoasă. Și acum mi s-a părut, pentru mine asta e un lucru foarte urât care mi s-a întâmplat. Un lucru grav, așa, și văd, o dramatizez foarte mult. E dureros. În viață le avem pe toate până la urmă. Avem și bucurii și necazurile astea. Da, asta zic, nu știu. Eu n-am avut parte decât de lucruri frumoase și ăsta e singurul lucru urât care mi s-a întâmplat cu mie. Atât. Mai aveți încredere să vă mai aduceți o menajeră în casă? Da. Da, să fie în vârstă. Nu, în momentul de față am o doamnă ucrainiancă, foarte frumoasă, dar soțul meu nu are voie să meargă acasă în ziua de curățenie. Și ne amuzăm foarte tare pe lucrul ăsta acum. Da. Vedeți cum am trecut de la tristețe la bucurie. Păi dacă stai să te gândești, măi, sunt povești ale vieții care eu cred că în orice familie așa este. S-au întâmplat, de-aia zic, 90% au trecut peste lucrurile astea și au avut de-a face cu așa ceva. Ba, în tinerețe, șocant pentru mine este că suntem prea bătrâni pentru a face lucrurile astea și de-aia sunt eu atât de șocată. Că așa, ce vârstă aveți? Am 57 de ani. Mulți înainte, arătați extraordinar de bine. Mulțumesc frumos! Și soțul, pe care nu l-am văzut niciodată, bănesc, arată foarte bine și se gândește că încă este în floarea vârstei și poate să mai facă cu tot nebunie. Nu cred că a zis că nu mai face în viața nu lui. Mai face, nu mai vine acasă. Că de el, zice, băi, nu știu mă cum am putut să fac așa ceva. Dar el cum s-a comportat? A stat în altă parte, în altă cameră? Cum l-ați pedepsit?
noi stăm în altă cameră de când s-a născut Lorena. Cred că și asta, și asta, și asta e o problemă. Da, nu trebuie să stăm în altă cameră. Trebuie tot timpul lângă ei să stăm. Că altfel găsesc... N-ați ajuns la divorț până la urmă, însă eu vreau să abordez un subiect mai delicat. Am tot văzut în presa din ultimele luni știrea asta că Andreea ar avea probleme și ea în căsnicia pe care o are cu Daniel, că ar fi la un pas de divorț. Eu sunt foarte curioasă, cunoscând-o pe ea și știind că lucrurile merg foarte bine în relația ei, care este adevărul din partea dumneavoastră, care dumneavoastră o cunoașteți cel mai bine până la urmă? Sinceră să fiu, când văd ce scrie pe internet de divorț, nu știu, de certuri, să mai ceartă, că dar, certuri, dar că nu se ceartă atât de tare încât să pună vreodată în discuție un divorț. Adică eu nu i-am auzit pe ei niciodată să zică lucrul ăsta. Cu toate că Andreea este foarte vulcanică, o știți de altfel, dar niciodată n-a pomenit de lucrul ăsta. Deci nu că... Deci chiar sunt șocată când îmi spune lumea, zic, mă, dar ce fata ta... Vă mai întreabă lumea. Mai mă întreabă și zic, mă, dar nu știu. Zic, de unde a scos-o? Că zic, chiar nu s-a întâmplat, deci nu... Dar vedeți că interesul oamenilor pentru Andreea este permanent. Și cred că mulți nu au crezut în această relație pe care Andreea o are cu Daniel și mai aduc câteodată în discuție exact subiectul acesta. Dar dumneavoastră ați fost foarte fericită că l-a întâlnit pe Daniel în viața ei. Sau? Nu. Am fost foarte fericită. Deci nu am cum să vă explic fericirea care am simțit-o când l-am văzut prima oară pe acest băiat. Deci am fost atât de fericită la cununia lor, dar nu pot să vă explic ce sentiment, ce bucurie imens am avut. Deci mi-a plăcut foarte, foarte mult de acest băiat. Foarte mult. Foarte mult. Acum Dumnezeu să-i țină împreună și dacă nu o să-i țină, eu o să fiu foarte... foarte alături de Andreea și o să o susțin în părerile ei și în ceea ce vrea ea să facă. Adică nu sunt contra dacă ea ar vrea să divorțeze. Deci normal, divorțez, nu e niciun fel de problemă. Deci nu ca mine, la 50 și ceva de ani. Divorțează acum cât ești mai tânără ca să poți să-ți fie bine ție mai târziu, dacă ar fi să fie. Dar până acum... N-au fost, dar Dumnezeu nu știe niciodată ce ți aduce în viață. Așa de cum altfel, povestea cum a fost mai la mine. Da, exact. Mama rămâne mamă, așa sunteți dumneavoastră pentru Andreea. Sunt sigură și știu, și cunoscând-o pe ea, că întotdeauna ați fost acolo să o țineți de mână în toate perioadele vieții. Și ea vă iubește foarte mult. Povestește foarte frumos despre dumneavoastră, așa cum și dumneavoastră povestiți foarte frumos despre ea. Da. Vă mulțumesc mult de tot că astăzi ați fost la mine în emisiune și că v-ați deschis așa sufletul în fața mea. Sper că v-ați simțit bine. Da, mulțumesc frumos pentru invitație, chiar mi-a făcut o mare plăcere. Mulțumesc mult. Și vă mai aștept, să știți, cu mare drag aici, fiindcă sunteți, așa cum v-am descris eu la început, o persoană care nu a dorit să fie în lumina reflectoarelor, da, însă cu o poveste de viață foarte frumoasă. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc mult de tot și vreau să le mulțumesc și celor care ne-au urmărit astăzi. Sper că v-a plăcut mult ediția în care am avut o invitată pe doamna Maria Tonciu. Eu așa prefer să-i spun, nu mama Tonciu, cum o cunoaște toată lumea. Până atunci, să aveți o după-amiază cât mai plăcută și ne revedem curând. La revedere!